Stimați telespectatori, sunt Roxana Iuga și vă prezint retrospectiva săptămânii la Authentic TV. Cu ocazia Zilei Protecției Civile, unitatea de pompieri din Făget a fost invitată la Timișoara pentru a participa la executarea unor exerciții demonstrative organizate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș. Unitatea de pompieri din Făget a luat naștere odată cu unitatea de pompieri din Buzeaș în anul 1994, iar șeful stației de pompieri actual este Sabo Laurențiu. La această activitate au fost prezentate misiuni specifice unităților de pompieri, tehnica, accesorile de intervenție și s-au desfășurat exerciții demonstrative. Tot în cadrul acestei activități, 10 noi angajați au depus jurământul militar. Unitate! Drepți! Onorul spre dreapta! Pază de stare înainte! Marș! Parcărim 10 persoane din cadrul stației de pompieri Făget, parcă de aluminiu 20 de persoane din cadrul detașamentului 1 de pompieri Timișoara, barca aluminiu 20 persoane din cadrul detașamentului de pompieri Timișoara, 4 barci din fibra din cadrul detașamentului 1 și 2 de pompieri Timișoara, 2 barci pneumatice din cadrul serviciului Salvo Timișoara. Abrigăzi 18 cercetare, supraveghere, banat, vă prezint pe unul. Așa cum ne-a obișnuit primarul orașului Făget, Marcel Avram, ca în fiecare an să lucreze la înfrumusețarea parcului central, și în această primăvară muncitorii orașului au fost surprinși pregătind terenurile din spațiu public pentru plantarea florilor. Haideți să urmărim câteva imagini din parc. Doamnă, v-am prins la muncă. Da. Ați început de mult munca în parc. De astăzi, că e timpul frumos. Azi e prima zi? Odată cu primăvara, cu tot, mărțișorul, da, și muncile, da? Pregătim locul pentru plantatul florilor, da? Ce flori puneți în parc? Acum să vedem. Nu știm deocamdată din noi ce ne dă șefii noștri. Da, așa este, da. Oricum, flori frumoase, oricum, bineînțeles. Oricum, cred că nu punem și noi panseluțe ca aia din București cu jdemii de milioane de lei. Ceva mai special. Ceva mai special. Aveți și acasă grădiniță? Da, bineînțeles. Și acasă cultivați flori, puneți flori? Da. E bine, cine iubește flori înseamnă că are un suflet curat, frumos. Bineînțeles. Așa este. Sper că nu vă e rușine că vă filmez, nu? Da, mă, e încolo.
Pregătiți terenul pentru planta florile? Da. Ce flori o să plantați? Știți cumva? Da, și anul trecut. Da? S-am înțeles că tot în alea mergează sapă și eu le și puneam. Pă gratis le puneam sapă, mai așa că n-am și să fac. Dacă ar asebe și cum face, le-a spus lui șefii voștri. La mijlocul mai pune begonii cu cedea să lasă. Superbe. Ca să nu fie rotul trecoale, nu? Și alea ține la frigă, la de tot. Alea, da, da, foarte rezistente. Deci zilele trecute am stat de vorbă cu domnul Marcel Avram, primarul orașului Făget, care ne-a vorbit despre proiectele viitoare pe care dumnealui, dar și primăria ca instituție, le are cu privire la îmbunătățirea orașului. Însă, mai multe informații concrete cu privire la aceste proiecte le primim chiar de la dumnealui. Suntem unul dintre primele orașe din județ care au reușit să închidă deja un proiect și să primească toți banii pe PNDL. Este vorba de drumul Făget-Jupânești, care a costat undeva la 28 de miliarde era contribuția PNDL-ului, bani care am reușit să-i lei vechi vorbesc, bani pe care am reușit să-i aducem, să-i atragem către Făget. Mai avem depuse anul acesta, acum suntem în faza de proiectare și o să depunem tot pe PNDL, drumul Făget-Bunea, ăla cam rămas singurul drum cu probleme, drumul care leagă orașul Făget de comune, de satele aparținătoare. De asemenea, mergem pe apă canal, tot pe PNDL, în Bătești și Beghei și tot la școală avem un proiect de reabilitare a încălzirii pe corpurile celelalte două pe care l-am băgat tot pe PNDL, pe care sperăm să le prindem. Deci, repet, unul avem închis deja, unul avem aprobat, deci nu mai e nicio problemă de finanțare, contractul semnat, tot, numai să lucre constructorul și să se încadreze în timp, să nu fie ca cei de la piață și să ne întârzi aproape un an și să poată intra copiii acolo. Aici am avut un proiect împreună cu Aquatim, un proiect în valoare de 8 milioane de euro, care a însemnat refacerea canalizării și rețelei de apă și, bineînțeles, stație nouă de epurare, clorinare și filtrare apei, care vreau să vă spun că e considerată de specialiști cea mai modernă din județul Timiș, care este finalizată investiția. Pe Făget s-au schimbat rețeaua de apă și de canalizare. A fost, dacă țineți minte, acum vreo 2 ani, acolo la un moment dat deranj mare în Făget, fiindcă și aia lucrau cum lucrau. Ei trebuia în mod normal să, după ce au terminat o stradă, să o și reabiliteze. Ne-am înțeles cu ei, fiindcă au zis, măi, venim, asfaltăm de 20 de ori în Făget, reabilităm de 20 de ori, hai să facem pe bucăți, facem 5-6 străzi, facem o zonă, facem tele, facem partea românească și după aia venim cu reabilitarea. Deci până la finalul acestui mandat, cu siguranță, vom avea rețelele închise de apă și canalizare pe Temereș, pe Bichici și pe Colonia. Iar proiectul pe care l-am depus acum se referă la satele Bătești și Begheiul Mic pe PNDL și atunci, la finele acestui mandat, vom avea 5 din cele 9 sate aparținătoare cu rețea de apă și canalizare. Făgețenii vor avea toate străzile modernizate în următorii ani. Edilii locali vor continua investițiile în pavarea lor, dar și în amenajarea de noi parcări. Anul acesta a venit rândul celor care locuiesc în Făgetul Maghiar, în zona Telep, să beneficieze de modernizarea străzilor printr-un program de investiții gândit de reprezentanții administrației locale până în 2020. În Telep e vorba de pavarea a 7.000 de metri pătrați de trotuare, a căror valoare se ridică la suma
de 645.000 de lei, bani alocați de la bugetul local. În paralel cu povarea străzilor, edilii locali vor continua și investițiile în amenajarea de parcări auto. Acestea vor fi realizate pe calea Lugojului din zona centrală și până la ieșirea din oraș. Lucrările se ridică la o valoare de 628.000 de lei și vor fi finanțate tot din bugetul local al Făgetului. Anul trecut, administrația locală a mai creat aproape 100 de locuri de parcare pe străzile care pornesc din zona centrală înspre piața agroalimentară. Indemnizația socială se majorează cu 30% din 1 martie 2017, de la 400 de lei la 520 de lei. Anunțul a fost făcut de Ministerul Muncii, care a precizat că indemnizația socială se acordă din bugetul de stat ca diferență între plafonul social de 520 de lei și nivelul pensiei cuvenite pe baza contributivității. Precizăm că această indemnizație nu reprezintă o categorie de pensie distinctă, de sine stătătoare, care să se acorde necondiționat, ci este o limită de venit la care se ridică orice pensie stabilită pe baza contributivității, dacă este mai mică de plafonul respectiv. Pentru a putea primi indemnizația socială, beneficiarul trebuie să fie pensionar al sistemului public de pensii din România, să aibă domiciliu în România, iar cuantumul însumat al veniturilor din pensii și din alte drepturi, stabilite și plătite prin casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, trebuie să fie sub nivelul maxim legal al indemnizației sociale, a anunțat ministerul. Măsura privind majorarea cuantumului indemnizației sociale face parte din obiectivele prioritare stabilite în cadrul programului de guvernare pentru perioada 2016-2020 ca măsură de reducere a sărăciei și de îmbunătățirea standardului de viață al populației. În acest context, începând cu 1 iulie 2017, valoarea punctului de pensie va crește la 1.000 de lei. Retrospectiva se încheie aici. Sunt Roxana Iuga și vă doresc o duminică însorită.